Bună ziua, stimați invitați, onorată asistență, domnule subprefect, domnule vicepreședinte al Consiliului Județean, domnule primar, bine ați venit la ceremonialul organizat cu ocazia Zilei Eroilor. Ceremonialul începe cu intonarea imnului național al României. Vă invit să acordăm respectul cuvenit imnului de stat. Gardă, vă aliniați? Gardă, drept? Pentru onor înainte, prezentați arm! Repaus. Pentru oficierea serviciului religios descoperiți, adresez invitația din partea protoierei Călăraș, părintelui protopop Ramon Eugen Ilie, pentru a conduce oficierea serviciului religios. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-l-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugăm-ne Ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Sufletelor, adormiților, robilor Dumnezeu, eroi ai patrii noastre, și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala ce de voie și cea fără de voie. Doamne, sufletele lor unde drepții se odihnesc, mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lor, de la Hristos, împăratul cel fără de moarte, și Dumnezeul nostru să cerem. Trupul, care ai călcat moartea și pe diavol l-ai surpa și ai dăruit viață lumii Tale, însuți, Doamne,
Odihnește și sufletele adormiților robilor tăi, eroi ai neamului românesc căzuți pe câmpurile de luptă pentru apărarea, întregirea și libertatea țării noastre și a poporului român. Și odihnește, Doamne, sufletele lor în loc luminat, în loc cu verdeață, în loc de odihnă, de unde au fugit toată durerea, întristarea și suspinul. Și orice greșeală au săvârșit ei prin cuvânt, cu lucrul sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le lor, Dumnezeu să ierte, că nu este om care să fie viu și să nu greșească, numai Tu singur ești fără de greșeală. Dreptatea Ta este dreptate, dac, și cuvântul Tău este adevărul Domnului, să ne rugăm. Alor, Doamne, veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire. Aduce aminte că frații thank you.
Gardă, încetați! Asigurați la picior arc!